Ministerul Educației este dispus să plătească aproape 22 de milioane de lei pentru implementarea unei platforme online prin intermediul căreia, printre altele, părinții vor putea afla ce note au obținut la școală copiilor și dacă aceștia chiulesc. Acest lucru va fi posibil prin intermediul unui catalog virtual în care vor fi înregistrate atât notele și calificativele obținute de școlari, cât și absențele. Totodată, în sistem va fi inclus și orarul elevilor și al profesorilor. Platforma va avea și un registru național al tuturor elevilor. În aceasta vor fi cuprinse informații despre situația școlară, respectiv rezultatele semestriale și anuale, date medicale, despre bursele sau ajutoarele sociale de care beneficiază, dar și activitățile școlare și chiar extrașcolare la care participă elevii. Însă nu vor fi trecute cu vederea nici sancțiunile disciplinare aplicate tinerilor, ce vor fi menționate detaliat aici. Sistemul își propune susținerea creșterii capacității Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de planificare și monitorizare a sistemului educațional românesc, se specifica în documentele oficiale. Proiectul Ministerului este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Sistemul informatic va avea și o bază de date complexă a resurselor umane din învățământul preuniversitar. În aceasta vor fi incluse informații despre studiile, diplomele profesionale și academice ale profesorilor. În plus, vor fi gestionate și absențele cadrelor didactice. În cadrul acelui sistem va exista și o rețea a școlilor din România, prin care oricine va putea afla detalii despre instituțiile de învățământ. Rețeaua va oferi profesorilor și posibilitatea de a trimite mesaje și notificări părinților.